Sâmbătă 11 septembrie 2021 mă aflu în Brașov la sediul Columbodromului FCI din Brașov, proprietar domnul Sorin Răuță. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu o persoană pe care am mai mediatizat, o persoană cu rezultate, foarte pasionat. Și este vorba despre domnul Cristi Șerban din Băicoi. Vă salut! Vă salut, domnul Cristi, ce faceți? Locul 2 semifinală, numai... Și locul 1 as. Și locul 1 as? Sunteți la 1 as? Oa! Sunteți pregătiți să luați cupa aia mare și frumoasă? Sperăm. Ce faci? Un parcurs excelent anul ăsta. Este da. Aici la Brașov. Da. Știu că ați mai dus și pe alte columbodrome din... Da, am angrenat porumbei pe 8 columbodrome anul ăsta. De fapt, în fiecare an 7-8 columbodrome. Deci jucător puternic. Numai în țară, da. Jucător puternic pe columbodrome anul ăsta. Unde ați mai dus? Preșmer de vis, succes, România în Champions League, aici la Brașov, la Internațional, Horodnic. Super! Azi, mai multe. Ați dus și cum a mers? La Prietenia. La Prietenia, da? Da. La Prietenia, mâine au finala. Nicolae. Greu. Am dus 2 porumbei, i-am în finală. Bravo. La Top Succes am dus 10, am 5 în finală. Aici am adus 31. Wow. Împreună cu încă un prieten de-al meu. Avem 14. Stați bine, numai jumătate pierduți. Da. Nu e rimare, 14 în finală. Și aici aveți, ați obținut locul 2 semifinală și 1 as aveți cu același porumbel? Cu același porumbel, da. Deci a avut hotspot 1 locul 19, da. Hotspot 2 locul 2, hotspot 3 locul 3 și semifinală locul 2. A, înseamnă că a mers ceas. Da. Este porumbel 100% Cosmin Oltean. Am înțeles. Deci nu reprodus la mine, direct din crescătoria lui. Am înțeles. Am angrenat aici. Ați avucurat și l-ați adus aici? Am luat 2 frați de cuib, fratele lui de cuib în hotspot 1 a avut locul 5. A mers destul de bine și în semifinale n-a mai venit. Dar a rămas bine, acesta da. Care este un porumbel. V-a specializat pe columbodrome în ultimii ani. Îmi plac columbodromele, îmi place concurența, îmi place, sunt da, jucător, da. Îmi place să joc, îmi place atmosfera de pe columbodrome, mai înțeles. Ales aici este splendid. Așa, aici da. Unde sunt și bucătar, da, nu? Da, da. Da, ați legat o relație foarte frumoasă de prietenie cu Sorin, da. Cu Sorin, da. Că am simțit că este un om super, da. Ok, este da. Corect și în prisma celor întâmplate în ultimii ani pe columbodrome, da. Am avut convingerea că nu greșesc. Da. Eu, în general, nu prea greșesc în ceea ce privesc oamenii. Dar da. Sorin este profesionist, folosește ce trebuie, are grijă de porumbei. Exact. Și este mare lucru ca un proprietar de columbodrom să se ocupe numai de asta. Da. Așa să nu aibă job, să nu aibă alte activități, să nu aibă că nu are cum să facă față. Da. Nu are cum să facă. Chiar dacă sunt pricepuți, mulți proprietari de columbodrom sunt pricepuți, dacă sunt angrenați în alte activități, colaterale, da. Nu au șansă. Pentru că sunt porumbei veniți din sute de crescătorii, fiecare cu microbul lui, exact. Fiecare cu... Și ca să-i imunizezi, în primul rând, să-i ai sănătoși, după care să-i antrenezi, să faci un program de antrenament, da, îți trebuie așa este. Timp. Trebuie să te ocupi de așa ceva, nimic altceva. Am înțeles că în familia Șerban acum a mai apărut un columbofil? Da, băiatul meu cel mic, Matei Șerban, da? Concurăm amândoi la FNCPR, e primul an, mai slăbuț, pentru că porumbei și ai mei și ai lui sunt tot grija mea. Deci v-ați luat o obligație plus acum. Da, da. Dar dacă îi plac, trebuie să-l susțineți. Dar încet, printr-o selecție mai drastică, mi-e foarte greu să fac selecția asta, pentru că nu am ce să elimin, dar da. Trebuie să elimin, da. Nu am cum altfel. Sper să... Sunteți obligat, având în vedere, chiar dacă păsările sunt de foarte mare calitate, cu origini excelente. Din 2015, de când m-am reluat eu de sportul ăsta, columbofil, am tot încercat să elimin. Am eliminat și porumbei care nu trebuia eliminați. Sunt convins. Drept dovadă, anul ăsta, până în etapa semifinală de aici, de la Brașov, aveam un mascul pe care era primul pe lista de eliminați și s-a constat că frați de cui, amândoi, erau în semifinală. Am pierdut evidența cât de cât, că am avut și alte activități și da. A trebuit să să-i redau locul în crescătorie. Da. Și de-a lungul anilor foarte mulți porumbei am eliminat buni. Dar am constatat că la un efectiv mărit, la matcă, la reproducție, pierzi controlul. Indiferent cât ai notat, indiferent cât de meticulos ai fi, pierzi controlul și nu poți să-i verifici. Da.
pentru că eu am inelat 300 de porumbei și am mai cerut inele la prieteni. Și pe toți numai pe Columbodrome i-ați dus? Nu, 77 am avut pe Columbodrome, restul în campionat, în campionat, că s-au pierdut și pe acasă. Da. Au fost probleme. Nu ai control. Da, mult. Trebuie așa. O matcă redusă, de calitate, ceea ce sigur nu o să reușesc nici în toamna asta, pentru că nu știu ce să elim. Pentru că majoritatea porumbeilor, 80%, sunt porumbei de la Cosmin Oltean. Porumbei de înaltă clasă, pe care nu pot să elimin pentru că nu au reprodus foarte bine. Poate n-am nimerit eu perechea exact ce trebuie. Și rămân pe, da, pe muncă. Mă bucur mult că văd saltul calitativ în domeniul columbofil la noastră, cum e așa, cum să zic, de la un an la altul e mai mare. Performanțele vin după ele. Da. Răbdare trebuie să avem. Răbdare, nu? Și mă bucur mult. Vă felicit pentru tot ce ați obținut și ați realizat și în acești ani. Și la etapa de astăzi, finala, și în continuare vă doresc mult succes. Mulțumesc. Alături de Matei, da? Matei și Radu. Amândoi au porumbei aici. A, da? Super! Da. Înseamnă că sunteți un tată fericit, da, cu doi fii columbofili, nu? Da. Toate cele bune, domnul Cristi. Mulțumesc, zi bună! Cristi, mă, numai bine! Numai bine!